Și păsările își aleg perechile unei cuțăuți. Inițiativa dumneavoastră întotdeauna a fost, eu știu, cea mai bună, zic eu, între ghilimele, nu vreau să jignesc pe nimeni. Și aș dori ca pe mai departe să vă spuneți cu adevărat punctul de vedere, pentru că meritați să vi spuneți, da? Și să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, să fie o primăvară frumoasă, cu multe realizări. Și sper să ne vedem cât de curând și în altă conjunctură, să rămână, da? Bine. Ia mă mică și mă duc și mă joacă cum știi tu, la unei cuțău, hai micuță și mă duc, în sat la horă mai iute, dacă vrei să te țin minte. Așa-i din mătrâi lăsat, dacă azi nu ești iubit, tot a nu ești opălit. La unei cuțăuri nu mai rute sufletul, că-n ziua de dragobete băieții și-ale pereche. Această sărbătoare pe care am venisaj, expoziția a fost precedat de o plimbare a copiilor de la grupul școlar Angel, cu care am făcut această acțiune. În parteneriat cu ei am organizat această acțiune. Am împărțit flori la, în oraș, la fete, la femei, la mame, domnișoare și ce a fost parte feminină. Sigur, dragobetele, fiind unul dintre băieții îmbrăcat în costum popular, le-a și pupat pe cele care... Ca să zic, am putut să mă bucur de prezența celor care au expus aici și am să și numesc. Domnul Vasile Bus. Eu știu de când vă știu, pictor scenograf la Teatrul Național din Craiova. De o viață am născut în lumea respectivă a artiștilor plastici. Și de asemenea domnul Nicu Wolf, dacă grecii îl au pe Eros, romanii îl au pe Cupidon, noi românii ne-am oprit la dragobete. Și majoritatea etnologilor consideră că acest dragobete ar fi fost fiul babei Dochia, așadar din timpuri străvechi provine acest fecior chipeș, cum îl descriu etnologii, care înțepa inimile cuplurilor cu săgeata dragostei. De asemenea, acest nume de dragobete, etimologii s-au oprit la explicarea acestui termen la sărbătoarea aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul, pe care o cinstim astăzi, pe 24 februarie, așadar este pus numele de dragobete în legătură cu această sărbătoare, pentru că în limba slavă... Această sărbătoare a iubirii este legată de momentul venirii primăverii. Și nu întâmplător, ziua de dragobete este precedată pe 14 februarie de ziua înuntirii păsărilor. De fapt, sărbătoarea primăverii la noi, la români, începe cu această nuntire a păsărilor care are loc în 14 februarie. Două sunt miturile în jurul căreia este clădită iubirea, întemeietor de dragoste, pe care după aceea nu o vei uita toată viața. Dragobetele este, să spunem, zeul popular care naște dragostea, unește dragostea, este un zeu al momentului. Poate că cel mai bine acest sens al
iubirii de viață, al iubirii între oameni, l-a dat un mare sculptor și gânditor și înțelept român. Iar în al meu braț, să te sărut cu mult nesaț, să razi în dulce capul meu, de sânul tău, de sânul tău. Te aduce aminte când pe atunci, când ne plimbam prin vei și lungi, te ridicam de sub suori, de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvoros cântei, dar oricât ele sunt de sus, ca tine nus, ca tine nus, căci tu însemnezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât acestea. Soarele din anul veac, dragostea ce poartă neam, moartea des și ades un leac. Dragă mi-este dragostea, care zice nu și da. Dragă mi-este dragostea, mare face inima, mare face inima. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i înscris poruncă morții, să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum ți-s florile câmpii, dă-i înscris poruncă morții, să-mi ia calul, nu copii. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai amără ursita, dă-i înscris poruncă morții, să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum susții pura mare, moaie-ți stocul în cerneală și înainte de culcare, dă-i înscris poruncă morții, cât și-o ascuții cumnalul, să-l înfigă în mine, Doamne, și să-mi lase în viață calul. Să-l înfigă în mine, Doamne, și să-mi lase în viață calul.